Salut! Bine ați venit la un nou video săptămânal. Este data de 29 septembrie. Voi face o scurtă analiză tehnică a parității USD/CAD. Vineri, prețul s-a închis în jur valori de 1.2907 cu un candle bearish. Acest candle bearish a fost ajutat și de GDP-ul Canadei, mount-to-mount, care s-a afișat 0.2% pe lângă forecastul de 0.1%. Iar USD/CAD se tranzează în continuare într-un channel descendent. Și de ce spun acest lucru? Pentru că acea spargere din data de 4-5 septembrie, cum mai devreme, este o spargere falsă, dar în continuare USD/CAD se află în acest channel descendent. Cum intenționez să tranzionez paritatea USD/CAD în săptămâna viitoare, să vă spun imediat toate scenariile pe care le am în vedere. Observăm că din data de 7-8 septembrie de anul trecut, din 2017, avem low-ul de la 1.2600 și iar high-ul de anul acesta din data de 27 iunie de la 1.3380 aproximativ. Vedem că avem retragerea Fibonacci 38.2, care este un nivel cheie, o confluență de suport cu 200 moving average, retragere și Fibonacci 38.2 și chiar și această zonă foarte, foarte importantă. Vedem ce important este zona de la 1.2880-1.29. Și mă aștept cu siguranță pe intraday, pe grafice de o oră, mă refer la intraday, ca această zonă să ne ofere suport și probabil oportunități de cumpărare. Pe termen ceva scurt, când mă refer la intraday, mă refer la poziții pe termen mai scurt. Însă, pe termen ceva mai lung, am în vedere două scenarii și anume. Dacă pe intraday paritatea ne va oferi suport în această zonă, iar prețul va ajunge în zona de 1.30, cu siguranță voi căuta să deschid poziții short din această zonă. Acesta este unul din scenarii pe termen ceva mai lung. Primul am spus că este pe intraday ca o poziție long în această zonă. Iar ultimul scenariu pe care l-am în calcul, dacă vom obține un daily close sub zona de la 1.2880 și sub 200 moving average de pe daily, cu siguranță atunci la retestarea acestui nivel, mă interesează să deschid o poziție short, având ca target final zona de la 1.2730 aproximativ, unde avem o confluență perfectă de suport cu retragerea Fibonacci 0.5% și de asemenea low-urile de anul acesta din mai, 9 și 10 mai, este o zonă cheie în lume de vedere. Și cam așa intenționez să urmăresc și să tranzacționez USD/CAD. Eu vă urez în continuare weekend plăcut și spor la studiu. Ne auzim săptămâna viitoare.